13 daha da 313 ya. Nu știu, am vedea că e deștept orice și care ne l-a propus și mai ai să vot. Dar și ai avocat nou în Moldova? Da, da, am avocat nou la Chișinău. Ok. Și ce acțiuni faci acum? Și cu procuratura, odată că deși închide dosarul penal. Pentru scoaterea copilului din țară. Da, cu mutarea cu traiul. Aici e 207. Și eu nu pot să-i învață nimic că nu-i cu traiul. Pentru 4 ani de zile. În primul rând, 4 ani de zile copilul nu-i. În al doilea rând, este o hotărâre de judecată unde ei e obligată să-mi dă să dăie copilul. Și aici, deși dosarul penal e aici, e oprește. Eu nu, în și bază s-o bazat, înseamnă că doamna Lilia Mățu, e nu-i cointificat și pe dosarul ăsta, dacă și pe dosarul ăsta s-a suprafață, s-o luat bani. Dar și eu, doamna Lilia Mățu e procuror adjunct, era nu știu cum, dar procuror adjunct la Vărești. Și ea e 100%, eu mă ajung pe capul meu cu o luat bani. Pentru că... Stai, Uleacă, dar nu ziceai că ai scris o plângere și s-a ocupat procuratura Hâncești pentru scoaterea din țară? Da, totuși eu am găsit advocată la Chișinău când eram atunci în vreme și am unde am avut bani, am plătit 1600, mai că au făcut o cerere la Procuratura Florești. În baza la cerere și Florești au deschis dosar penal, pentru că fix așa cum fost asusă, erau pronotate, dar și condamnate. Acum sunt mai mulți, sunt condamnate chiar de anul ăsta. Alte persoane, alți părinți care au plecat cu copiii, da? Alte persoane, dar cazul similar ca al meu. Tot așa cu un părinte... Bun, și până la urmă au deschis dosar, dar până la urmă l-au clasat, sau cum a fost? Au emis ordonanță de încetare. Da, dar s-au bazat în articolul 175 din codul ăsta și code. Dar știu că 175. Dar a doilea oară i s-au bazat în articolul cealaltă. Primul rând s-au ieșit când i-au făcut contravențional atunci. Acum iar s-a bazat în aici, dar l-a ținut 4 ani de zile dosarul. În aici 4 ani de zile eu copilul nu-l văd, înțelegi? În primul rând se încalcă drept copilului. Ei trebuie imediat să facă pe Ministerul Justiției, să trebuie să duc copilul. Imediat trebuie. Dar ei l-a ținut la murat și acum l-a... Asta și-a fost de așteptat că e așa. Și acum nici într-un caz nu trebuie să dau voie că sunt aici. Și să mă sperui că doamna mă ți-a colat bani, eu 100% colat bani și nu mă tem. Nu mă trebuie să spun, să vadă, poate să știu și o doamnă președinte, că aici e vorba de un copil minor, care era atașat de mine, l-a luat și-a luat 4 ani de zile. Poate să te dea în judecată pentru calomnie și să plătești amendă pentru că date false, doar nu ai nicio dovadă că a luat bani pentru ordonanța asta. Copilul unii 4 ani de zile, unii copilul, și dovadă mai trebuie, copilul nu-i. Nu și dovadă și la dâns și de m-am protestat în fața procuraturii. Deși nu am întreprins și o măsură. Deși 500 de ori a fost polițaiul la poartă și nu a făcut o contravenție. 500 de ori. Au făcut vreo câteva, dar au fost anulate în instant. Chiar eu am fost la o ședință contravențională. Domnule, pun pentru calomnie, dar pentru banii de la stat cu astfel benzina. Deși 500 de ori la Florești, 20 km, venit 20 km, cine plătește? Eu pentru calomnie, pentru ce? Nu-mi văd copilul? L-au furat și l-au dus în Italia și ei n-au trebuit nici o măsură și acum au clasat dosarul penal. Și mama sa lui fostă soției s-a laudat. Chiez vie cu bani și bani și bani și tot copilul să-l iei. Una este lauz și una e chiar să o faci. Domnul Oleg, ascultă-mi, economisie e copilul, șeful de post și cu un coleg de lui, cu doi polițai, m-au luat pe mine, la primărie pe mine m-au chemat. Și pe dânsa s-au mers cu mașina la sos acasă și au luat-o din poartă. Mi-au dus pe amândoi la doamna Lilia Mățu, în cabinet. Doamna Lilia Mățu, eu am spus că ea, și eu am crescut copilul la șișnuri și e ca să se îndeie fiind ascunde. Pe mine m-au scos afară, pe dânsa au ținut-o, nu știu ce-o greit, fă de mine o greit. După aceea, la 2-3 zile, fostă soție mă cheamă la Florești, măcar că ei erau în sat și de la sosta, dar ei mă duc să mutase la băb, să închiriască, că avea bani și copilul îl ține ascuns de mine. Îmi spuneți, vin la Florești, încerc la medic psiholog, că când pe un prost m-a dus de ăsta, m-a dus pe mine la Florești, eu așa, dar înainte am ajuns la ăsta, am ajuns deodată la procuratură, la procurorul adjunct, la doamna Lilia Mățu. Și spun, doamna Lilia Mățu,
Poți să spui că eu spus că azi ne întâlnim, am vedeți, cu copilul să-l dăm să-l vedem la școală. De cine e așa? E bun, du-te și după asta chiar deodată o duci la mine. Dar eu nu înțeleg de ce trebuia să vă mai duceți la psiholog dacă exista deja o decizie a Curții Supreme, executorii și i-au ușor spus la prin aplicare. Domnule, nu posibil decizia Curții Supreme când e un cod de lege încălcat. Cum nu posibil dacă există? Există o decizie a Curții Supreme și definitivă. Există, dar ilegală, eu nu văd ca cum acum. Cum fi ilegală dacă e decizia Curții Supreme? Ai contestat-o, ai obținut anularea, revizuirea ei? Domnule, ia uite cum cedul s-a expus, în codul de lepere, în 64, dar la mine s-a încălcat 63 cu tot spune păi exact asta au constatat cedul că... Cedul a constatat că justiția moldovenească a încălcat legea, dar la tine, în cazul tău, nu a constatat pentru că nici nu te-ai plâns la cedul. Codul nu are dreptul nimeni să cu... din lege să încalci nimeni. Așa scrie, dar uite că se mai încalcă. Deocamdată există o decizie a Curții Supreme definitivă și eu n-am înțeles de ce atunci te-au chemat la Florești pentru expertiză domnule, psihologică, dacă deja o decizie era luată și copilul era și la mamă deja. Dacă o decis aici Curtea Supremă, cum poți să și o decidere când e încălcare de lege? Știți Dumnezeu? Poate și puține decizii ale Curții Supreme au fost încălcare de lege. Cine trebuie să dovedească, ei nu trebuie. Sunt și legi care se contrazic între ele și trebuie să intervină Parlamentul, să interpreteze care lege are întâietate. Ascultă-mi cu plăumă, revizuirea, domnul Clima, eu m-am dus la magistratură, domnul Nicolae Clima, eu zic, băi, dar ce-i să fie, eu singur nu înțeleg ce-i acolo. Zici, dar tu câte revizuire ai avut? Tu înțelegi sau nu? Ei au vărtit calculatorul și ala, până o ticat iar același colegiu. Și o ticat același colegiu. Deci aceeași cerere de revizuire o... pus-o în computer de mai multe ori, până când nu căzut colegiul care le trebuie. Asta nu-i căcare de lege. Este, dar trebuia să o constate cineva, procuratura, nu te-ai plâns la CSM. Dar și nu o constate, dacă eu mă stau magistratul, și magistratul atât nu voie să fac nimic, să știe că când nu este, o înseamnă că eu mut banii din asta, că nu știu nu puteți să demonstrezi asta. Cum și cu bancurile astea dau credite la sărașii taran și crește în munță și dar în miliit. Sărași oameni și îmbră și urmă e sclavul la fiecare de pe aici, că ei nu știu, nu au gramotă și încălete, stăi, n-ai scălește, nici nu știu omul și asta tot e ilegal. Pentru că ei trebuie să demonstreze că omul știut că când o luat, că ea că este articul jeal și ce. Ei trebuie să ai ori registrat video, ori demonstrat la acolo, ori din vizit. E că și la noi în țară. Nouă ăsta avocatul a cerut anularea ordonanței, dar o contestat-o întâi la procurorul ierarhic superior? Da, o contestat-o, a venit acum, o dat... Acum la judecătorul de instrucție în baza articolului 330 din codul de procedură penală. Da, și după judecătorul de instrucție la curtea de apel și ai deschis calea la CEDO. Eu nu se întinde, dar de regulă se examinează repede cauzele astea. Aș vrea poate să uși o doamnă președinte, eu îți demonstrez și ei fi implici că aici e un copil minor. Și n-are voie să implice președintele, capul puterii executive, n-are voie să implice în dosar de judecat. Nu, dar în care dosar, domnule, nu vezi la noi și dosar și judecat. La prima instanță schimbarea domiciliului copilul era minor. La prima instanță. 4 ani de zile. Copilul, CSM trebuie să se ocupe de asta. Plângere la CSM. Și în baza legii 87, acțiune împotriva Ministerului Justiției. De ce dosarul se tergiversează la instanța de fond de 4 ani? 4 ani de zile, copilul atașat de bine, nu e o clasă. Copilul mi-a rămas nimănărat cu strict. Pentru asta, iată, ai făcut plângere penală. Să vedem ce o să zică instanța. Procurorii au zis că nu e penal. Încă una, doamna Mățu. Eu am protestat cu un om de la Florești. Dumnezeu Lertele a murit, a avut efectul, a murit. El mi-a spus că el a fost nu și la domnul Bostan. Asta e șef de post și șef de post. El e sectorul 2. El e șeful nostru de post. Și eu spus, băi omule, dar și tu omul și ala nu ești în fata. Tu spus, domnul Victor, eu aici nu știu, procuratura nu dă voie să facem. Cine știe și vorbe a fost acolo?
Domnule, ascultă mine, eu am ca din 2019 une judecată, este un grafic de DVD. Graficul după lege, cine îl face? Știi ori nu din alea? Graficul de DVD. Asistent social din sat, nu? Da, asistent social cu primarul, graficul de ești. Graficul ăsta de intervenire a fost atacat în judecată. Ce? De ea sau de tine? De mine. A fost el drept, nu a fost el drept. Judecătorul a constatat că el e drept. S-a expus că, gata, ei e obligată să îndreie Sfânta Duminică. Ei nu a atacat hotărârea aceea. Hotărârea aceea a rămas irrevocabilă. Cum? E că nu înțeleg. Cum a... și așa ăsta. Șeful de postul în ziua și pe 19, da, pe 19 martie, a fost, s-a pronunțat judecătorul, pe 19 martie 2019, șeful de postul Nicola Florin, la șef social, ne anuleze graficul de vedere. Asta mult în minte, dar și are asistent social să asculte șeful de post. Parcă el e judecător. Cum a justificat polițistul? De ce a cerut anularea graficului? Dar nu știu, nu știu, eu, erau oameni și îi spun, eu îi duc hotărâre, că pentru că nu era irrevocabil, dar era hotărârea. Că acolo, timp de 30 de zile, era de voie să taiește, vedeți? Și el arată la consilierii și ei care erau acolo, zici, ia uite, timp de 30 de zile se schimbi graficul. Înțelegi cât din încărturare el era? Și eu numai trebuie să-i spun, așa și-o s-a uitat în aici, și pot fi eu să arăt la lume că hotărârea se e judecată. Că cum a gata e și irrevocabilă. Și dosarul și-o de îndețată la executorul judecătoresc. Executorul judecătoresc, spun. Pentru că între timp mama cu copilul pleca din țară. Când o să se întoarcă la Putinești, este duci și îți cer punere în aplicare. Nu-i corect, așa cum așa? Dar articolul 64 din ăsta și de-ar facem. Dar ar trebui să-ți permiteți să vorbești măcar online. Că nu-ți permiteți să vorbești online, asta e o încălcare și a dreptului tău și a copilului. Dar cum asta? Da, copilul are și a doilea părinte. Mama, da, are dreptul la circulație, dar copilul are și a doilea comunistă. Și are a doilea părinte e obligat prin lege să participă, să dețin copilul și face fiecare piete știe. Mamă, care ar trebui să participe, de ce nu participe? Cum? Nu cum? În Olanda e tu să ajungi, dar în Italia nu poți să ajungi. Eu amenințam, dacă amenințam și are 3 secunde 21. Tocmai că amenințarea e foarte gravă. Asta poate fi un motiv de lipsire de drepturi părintești. Domnule Olem, o amenințam cum 4 ani de zile copilul ei făcut în flori, de fată mare, l-a lăsat cu mine. Nu s-o trebuie. Las că ne-ai povestit asta, am înțeles. Nu, cine știe cum a fost nu, acolo, de-a masă aici. Dacă ești umă de la sine, stai în judecată. Cine dă judecată, dacă poate să-mi trebuie părintești. Are pe viață. Acum are decizii de judecată care e favorabilă și o plecat din țară. Domnule, eu am dat în judecată. De ce nu am dat în judecată? Cum? O lăsat doi copii cu mine, eu am fost bun. După 54 ani, eu m-am făcut deodată rău. Piști mai 4 întâmplă, ani, da? Se întâmplă, schimbă relațiile, schimbă atitudinea. Relații se schimbă, nu schimbă, dar copilul e copil. Procuratura chiar nu e interesant. Deși e că pișirea și fie, sunt de căcuma. Este dovadă, este cedul cu Moldova, cu pedepsitul. În alt caz, nu poți să invoci decât într-un dosar la cedul să invoci cazul celălalt. Deci, iată, cazul meu e similar, dar altfel nu poți. Acum să te duci la domnul poliție, la procuratură. Acolo știi că scrie negru pe alb. Cu unul din părinte ascunde copilul. Gata. Și e ca cu și mai alt caz ca a negru. Nu, e ca cu și mai alt. Da, pomenește. Pomenește decizia asta. Ce? Da, pomenește acum în dosarul... Eu copiii că când ați început... În dosarul penal. Mai ales dacă zici că ai avocat bun de nădejde, hai să vedem ce face dreptate. Se rezolvă chiar până la celălalt. Mai repede o să se rezolvă. În primul rând, copilul a fost luat la grădiniță de copii. De la grădiniță de copii. Nu în primul rând. Voi, nu-i voi, am înțeles, țin minte, mi-ai povestit, mi-ai arătat și video, v-ați bătut, s-a luat telefonul, l-a distrus, știu, am auzit, țin minte. Eu nu m-am bătut cu nimeni. Eu ține copilul în brațe, eu nici nu-i smuls telefonul în rătinte pe pământ, o smuls copilul și-o duc și gata. Și eu de ce copilul nu-l văd. Iată, eu copilul nu-l văd. A fost dovedit, tine a stăcat copilul, ăsta telefonul,
Prin instanță, l-au plătit telefonul, eu l-au recunoscut. Și gata. Nu, cum și gata, dar mărturie. Proba mărturie video. Mărturie gata. Mie mi-a distrus că... 10 ani în urmă camera și doi dintre agresori au murit și pe ceilalți i-au achitat, i-au transformat în martori și... Am rămas numai cu proba video, dar camera stricată e și amu. Domnule, la Natalia e bună, dar la mine e copil. La mine e copil, e de copilul, să e în primul rând, să e în aici. Și în considerare de multe deci copilul a dus ca tare, de sta, lege statul e obligat să sunt copilul să toată. E adevărat că se încalcă și drepturile copilului, nu numai ale tatălui. Și bunica vrea să-și vadă copilul și copilul vrea să vadă bunica. Da, atare, aici drept copilului de-a mai lege. Drept copilul de-a mai lege. Cum e? E lege. Dreptul copilului lege. De acord, e lege, dar trebuie să-l execute, trebuie să-l respecte. Dacă nu-l respectă, e pe răspunderea ei. Tu încearcă să o găsești. Pune poliția, justiția italiană în capul ei. Cât e de corupt statul nostru, dacă aici un copil l-a luat, l-a lăsat mama prunc 5 luni, înțelegi? Copil de sân. L-a lăsat cu tata. Mulți părinți fac așa de nevoie, ca să supraviețuiască. Unul dintre părinți se duce peste hotare. Ia, este cel mai interesant. Mama lasă la rogdom copilul și peste 10 ani copilul și-a înfiat. Statul îl dă înapoi ori nu? Dacă îți duci ea să-l înfieze, e posibil. Neștiind că ea e mama. Apoi dacă se duci și cere să-l înfieze și se califică, poate să-l înfieze dacă statul nu știe că ea e mama. Îl înfiază altcineva, nu mă, e ca mama, participă la bun. Altcineva, da. Nu știu, legea cred că nu prevede să-i dea ei dreptul să-și vadă copilul, dar... Așa o da, minește să înțeleg noi părinți cu... La mine, în cazul meu, i-a lăsat copilul 5-4 ani jumate, i-a lăsat nimic că e mamă. Au avut drept, e prunc, e sir, înțelegi? L-au parte feminină care l-au purtat 9 luni în burtă și-l simți copilul și ala. Dar eu, bărbat, eu mă sculam noaptea, începiți eu noaptea, mă sculam bărbat, încălțăm laptele 5-6 ori pe noapte. Și se hrănesc copilul și ala. Bărbat de bărbat, dar erai părinte, așa că... Domnule, dar vă spune cât ești, dacă spui că eu cu drept să iei copilul, că încât de mine spuneți că eu cu drept iei mamă. Amândoi părinții, în aceeași măsură, sunt responsabili de copil. Dumneavoastră, știți cum a crescut copil? Când eu știu cum scris copiii, am fost cel mai mare din 5, știu cum scris copiii. Domnule, copilul stai pe capțel. Și când iese din șori, câte nopți mai dormi? Când ieși din șori la copil, când avea temperatură sub 40. Crezi că nu mi-auzem frații, sora plângând când le crește din șori? Bine, dar răspunde era pe capul meu. Ieși de îmbra cu nunta din Italia. Și acum ei mamă și tată nu. De că azi eu vreau să lume pe țăud, vadă cum a fost e mamă. Și îmi pune pe pagini de Facebook să fac, eu cu două copii îmi capul din balică, din datorită, să mă fac, ia că am ajuns în Olanda, ia că fac mii de euro. Nu sunt acela bețiv, că atât mă fac bețiv, tot bețiv mă fac bețiv pe mine. Eu nu puteam lucra cu mama asta, eu își lucram și atunci, copii. Dar vezi și stat noi avem, corupt în Moldova, pășem și spus pe Trichești. Ia că aici într-o țară care dreptul mine ne s-a plătit, ne s-a istă. Care poți să fac și trăiesc și ăsta și lucrești pentru mine și cum poți să fac un viitor la copil? Dar tăți din comentariul mă faci pe nimeni. Du-te și până în Italia, încearcă să obții întrevedere cu copil. Nu cum să încerc, domnule, că e în Italia și dacă nu că în Italia, spui cum ce-o spus în Italia, că eu sunt agresiv, că eu am amenințat-o. Și mai lui ăsta, e că cum eu să văd copilul? Cum? Ești cu litru, cu hotărâri judicate? Vezi, nu numai statul e vinovat, dar ești vinovat și tu că ai fost agresiv și ai amenințat-o. Hotărâri judicate statul nostru, nu recunoaște, că unii este hotărâri gata pronunțată irrevocabile. E că și ei e obligat să dai să dă cuvinte copilul. Dacă ar fi la Putinești. Dar unii, dar și drept are și dar nici nu ești la Putinești acum, ești la Rotterdam. Domnule, articol 27, care e că acum el l-a anulat, scrie. Copilul e categoric, e dacă l-a dus acolo în frat. L-a dus cu traiul în altă țară. Deocamdată, instanța nu a constatat chestia asta, nici la Hâncești, nici la Florești. Să vedem ce o să zic acum. Instanța, la instanță nu a fost, procuratura l-a aici.
La Florești încă nu a fost, dar la Hâncești ai contestat, nu? Ordonanțele de la Hâncești. Apoi, dacă instanța la Hâncești, nu dăm dosarul final cu Floreștiul l-a deschis. Și așa s-a ocupat după aceea Hânceștiul și s-a întors înapoi la Florești. S-a întors înapoi la Florești, da. Am înțeles, era același dosar. Da. S-a ocupat Hâncești pentru că ea ar fi ieșit pe la Leușeni. Bun. Da, da, că a făcut crimă acolo și... Cum mai se s-a schimbat procurorul, cum a făcut, cum că dosarul meu a fost la judecător. Aici, da, la... La Chișinău, că eu am cerut atunci tot am auționat și procurorul a dat judecătorul și a avut și m-a dus cu arest. Advocatul ei, aici, deștept, care a venit atunci și el nu fac ce cunoștințe, la Iva, sigur, domnul Ion, cum e familia lui ea. Procurorul mi-a spus că e de la Hâncești. El cât nu a plâns în fața la instanță, e vine, în 2020 e vine și tot a ducit făcut. Până la începutul 20, am uitat 21. Ca să nu de în căutare și aduce resiletă, da? Da, da. Și acum el tot a învârtit, ea că până acum a învârtit, a învârtit, ea că corupția unii. Eu am și la... E, nu-i corupție, e așa e șmecherie, e avocat ca să-și apere clienta. Domnule, fiecare avocat se apără, dar nu încalcă dreptul altul om. Prin apărarea nu un client, că el încalcă dreptul prime copilului. Poate și el a fost păcălit, ea i-a zis că da, da, vin, el a transmis asta și ea nu a mai venit. Și acum el, ia ca păcălit, el l-a judecat către mine. Asta e șmecherie, de-am lasă, păcăleală, păcăleală. Și îți plătește pensia alimentară? El nu a făcut, dar el a contestat cu 2 ani în urmă, până a venit la judecată și el. El știe tot la apă la ea. Cum așa? El nu a știut. E tot, e că tot așa un tins, până cu asta de la bun început, s-o știu că s-a el așa. Dar el nici al mai smite, pentru că eu i-am spus, eu dau capul, îmi dau viața, dar dreptatea și vă deasupra mesă, și eu capul mesă. Hai să vedem. Și care un păcat mese, după pușcărie, pușcărie pentru toți au făcut, nu pentru numai noi, dar și pentru judecător. Pe care un păcat un punct de lege, ar trebui de tras, pentru ce s-a încălcat el. Ok. Pentru lege, ori cum ai zis, cum ai zis și lui Aldodor Neam, care a fost și ministru pe apărere. Gaiciuc de la mine din sat? A? Gaiciuc din sat, de la Pepen. Da, 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 Gaiciuc. Gaiciuc își spune că judecătorii Dumnezeu. Ce-am de zis? Dacă a luat o decizie ca parlamentul, autor de lege. Decizia, deși e femeie și e oarbă, decizia când ție, dacă sunt calcul, noi să gata, nu merge. Și judecătorul judică în baza la probe, în baza la asta, dar nu cum în cazul meu. În și s-o bazat așa și judecătorul, când articolul 63 se încalca. Unii, el, atunci și judecătorii au fost psihologi. Pentru ei au decis că copilul i-a atașat pe mama și i-a dat pe mama. Ei codului s-au încalcat, gata, ei, în primul rând nu au fost la psiholog, gata. Deocamdată nu au constatat o instanță echivalentă sau superioară chestia asta, nici pe cea europeană, nici CSM, nici alt colegiu lărgit al Curții Supreme, deci deocamdată decizia lor e lege. Domnule, încă nu uitați niciodată. Ei și încălcare au făcut, nu n-a schimbat nică. Și la fiatul eu să ajungă așa. Vreau, ei nu vreau, dar este altul, este patru ani în copilul. Copilul era atașat de mine. La asta vedea nu era atașat, acum ei ia. Ți-am zis, acum cu dosarul penal, dacă și curtea de apel îți respinge, ai deschis calea la cerul. Acolo durează mult, dar poți cere urgentarea. Că nu ți-ai văzut de patru ani copilul. Sper că ești cu copilul și să facă de tine și cu cât mai repede. Dacă nu, gata să mă duc asta, nu fac și vreau la fană. Pentru că aici ai copilul de acolo, și acolo chiar ți-ai aproape Strasburg. De la Haga. Că aproape nu, dar mă duc, am tot dreptul. Am tot dreptul și copilul meu. Și a spun la judecătorii și e, și cu copilul lor și asta face ei. De acord. Că Moldova, articolul ăsta care cu... pierdut-o, tot din prișna lor, tot din variantele lor, cu convenția de la Haga. Înțelegi? Ah, că ai făcut o plângere, da. Da, și eu venit și când e România, eu dat, iau, noi la Moldova am dat, dar el nu ne-a răspuns. Eu nici nu știam ce i-a dat pe Moldova.
Ei, vezi că s-au schimbat guvernele, nu mai știe cine răspunde. Socoteau, le-am dus și cat Domnule, și nevinovat. Ministerul dușicau Justiției, eu de... să zic că era pe Eu îți timpul lui spun că dacă Dodon. o fi un avocat bun, o să-i găsesc. O să-i găsesc, pentru că este îndaptă, este și neadaptă. Și ei se schimbă secretarul de stat au rămas, oamenii care este tot au rămas, care au făcut. Nu Doar știu. și miniștri, dar secretarii și au rămas. Bine, Sergiu, Nu ținem știu, legătura. bine, sper că, spun eu ce știu, că cu procurorul că ni ați vedem ce se spune ei și ați învașcă pe înainte. Dar mă, tu au avut pe ei, nu așa zut. Tu așa zut o procuroară la cu ei, că au pus-o pe șeie și ei încă 2000 mai mult și așa este. Dar mă, tu când au zut că este pe însă, eu crapat fusta în fund. Mă, tu, eu nu mă las mă de judecată. Lasă-mă de ești procuror care e un șef. Și eu rămas că am mult procurorul și nu-i coruptă. Sunt, dacă ceva eu probe aduc. Și las mă dă judecată, că o dau și pe dânsa. O să Că vă e sudea vedeți mai duce de des. participată. Și ajutorul ei aici nu a fost la mine, în cazul meu. Eu sunt garantat că mulți au fost implicată. Au fost implicată și vă spun că eu nu, e ca chiar spun eu chiar eu și la zi, eu să ajung A la fost dânsa privată. implicată dacă i-au emis ordonanța. Domnule, cam de ce nu a trebuit să mă surc să nu-mi întoarc copilul? Cam de ce știe despre obiectivii? Și de ce ne-a spus mie că o spune la șeful de post joi, când m-am dus la ăsta, să o aduc și mă aduc luni. Și ei sună șeful de post către mine, îi spune că ei pleacă cu semnul s-o dus. Cum o dă? E ca pe așa, lasă-i spune nici la mărăs, că eu spus ei către. Eu spus că joi, luni, și mă duc că înseamnă că eu știu ce sunt pleacă și nu-mi dăm la șeful. E că lasă-i spune și asta. Înțelegi? Dacă ei nu e asta, la ce spui și cu mine sunt pe joi. Să mă duc acasă foarte grijă și atunci joi, când luni îi spun un șoapă de poș, la fel ei spun asta la... Și luni eu mă duc la dânsa, ei sună către mine să faci față la șoapă de poș, vor dacă eu plecat să mă duc. A, nu, șoful de poș nu crezi, stai, trebuie să-i sun un sor, să-ți văd că e la sor să șede. Și bă, și sună, ei plecat, sunt plecat la Italia. Cu copilul. Unii n-ai de e, nu, avea ca tare, lege permite, nu mai mult de 3 luni cu copilul. Am o să îi întrebe, a zis că nu ți-am minte așa caz. E, nu sunt în minte, procurorul. Sunt dosarele, este plângerile la deși care am scris. Ei nu sunt, am din activă de cunoască. Sunt la mine plângerile pe care le-am scris la deși. Ei se fac într-o ureche, dar este, tot, este mai cineva care mă scris pe locul. Aș facă ei, da, dar cum aș facă de că ei de tot un întins vremea, înțelegi? Dar una, și e dosarul mult locosată este penal. Dar hotărârea și e de judecat ce aș facă? E că e, de asemenea vine, așa ei nu pot să-i facă nimic. Nu poți să-i fac, dar nici tu nu poți să-i faci nimic, că nu poți să o folosești. Că nu-i mama cu copchelul în Moldova. O învitie, nu o învitie, dar este 300, o de 320. Cod penal ia. În bază că el nu nu se respectă. Execută hotărâri de judecat. Da, dar cum nu poți să-i fac nimic? Legea, okay. Tot în bazăm numai în lege. Dacă legea spune așa, așa și nu trebuie să caut eu un cetățean. Ei știu sigur procurorul de tot asta. Înțelegi nu? Ei de asta tot știu. Dar special, nu știu, să mai văd, dar să mai vrei să mă înțelepi cu advocatul ăsta. Vedem că s-a pus în serios, ajunge de ta. Ajunge de ta și trebuie de făcut la urgentare, că e vreme. Adică. E vreme, e tot sposat, pe baruri, pe asta. Cine îmi dă garanție copilul meu acolo nu e în aici? Că e el pe baruri. Copilul e, cine îl lasă? Există prezumție nevinovăției. Cine nu... Cine îți garantează că tata, dacă rămâne cu tata, era cu mine? O viață care îmi e cu găleafa de bere și cu aici și doi copii minori cu dânsa și nu-mi dă voi nimeni cu nici copilul, apoi lasă-mi vinovăție. Ok. Când n-are pe nimeni, dar e faci și vreau să-i suspectez de orice. Care m-a lipsit pe dreptul meu părintesc. Cine e? Mamă. Care mamă mamă care copii. O mamă care a aruncat copilul de 5 luni și-a dus la patru și bate. Nu l-a aruncat, s-a dus să-i pregătească viitorul. Cui se pregătească? Copilului.
Cui? La amândoi. Și copilul de sân l-a lăsat cu mine și el spune că eu am amenințat-o, l-a lăsat cu mine un amenințator 4 ani de zile. Sunt ei buni și eu. E ca asta, așa că îmi comentează că era greu, eu handicapat și altfel, eu nu pot să spun. Nu, lasă, te rog, în jurăturile. Eu trebuie să convingi instanța de judecată. Dacă n-ai convins, sau acum de-am las. El multe ori mi-a turnat. Dar cine știe și copchil prost o comentat acolo? Tine, după copchil, tot... copchil, cine a criticat că eu îți bat? Copchil, nu, dar ce mă faci bețiv, dacă e copchil chiar? Înseamnă că n-are și 7 ani de acasă. Cam așa, mai degrabă, da. Pentru că eu lup nu văd este, nu văd copilul de atâta ani, eu cum reanimația șef. Și el că eu îți bat, eu reanimația șef. Mi-e salvare, vin cu voi să mă duc și mă nășe în tăce maie. Și cineva râde și la asta și tu ești că scauzi dreptatea pe țăr. Bun, doresc cu sară bun și sper poate ați ajungă și la președinte și la domnul Popșoi a să vadă că ei nu puteau atunci spune că sunt în opoziție, că nu sunt la conducere. Ei fost ei sub control, cazul ăsta. Pentru că puterea are, au tăpt și guvernul ăsta. Și greu să iei un caz că sub control. Nu poate să implice în dosare de judecată. Domnule, poți să facă niște, poți să facă dimensiuni, poți să facă niște. Cum nu sunt plecă? O interpelare, să afle starea dosarului, pot, dar nu poate să facă presiune. Nu ești, au avut dreptul alistiezele pe procurorul general. Aici tot nu au avut dreptul. Acolo e altceva. Acolo e altceva. Nu, de cum, la mine nu am altceva, că sunt de fapt. Acum a stat un caz ca eu, a fost statul pedepsit cu european. Fix ca eu, nu știu, cum să mai lămâresc, nu-i ca eu. Poate și în cazul tău să fie pedepsit, dar eu îmi doresc să rezolve în instanțe interne, fără să ajungi la Curtea Europeană. Când copilul n-aș mă știe, asta zic, ca să nu aștepți Curtea Supremă, Curtea Europeană, că acolo durează o grămadă, eu sper că în instanțele interne o să rezolv. Nu vezi, la șediu o schimbare de domiciliu 4 ani de zile înainte, tot somnul ăsta, unul a spus că înainte, altul a spus că dar și eu sunt obicei mai mult de cazul meu și le-a dat. Judecătoare care e trebuie să fie spus, e în față, spune în dreapta. Tu faci și noi faci, dar e copilul așa ne-l aduc. Eu în față, judecătorul i-a spus. Așa zic toți care îți duc în instanță și vor dreptate. Vor să le se facă anume lor dreptate. Eu nu e avut, eu am dreptate și bășnitor. Eu nu m-am dreptat în loc. Eu nu m-am dreptat și știi că așa ce-mi mare. Așa e, spune-mă, odată n-ai spus. Eu o scris, am dat, nu știu, și în mânitor oficial a fost dat, și n-ai spus, eu nu ies găsesc că am avocat. Dar a fost în momentul, te pot gata atunci puteți să expui, să fac copilul și cu mine și pe. Înțelegi nu? Din nou a făcut totul ăsta, l-a lăsat din filmul despre advocatul, așa, ăsta anulează, la întâi. Dar ea, mamă, unii au fost în monitorul oficial, judecătorul atunci puteți gata, de te trebuie să expui, că atunci puteți să fac o hotărâre. Să pronunți copilul cu mine și tot. Înțelegi? S-a amânat, și după ce iese, du și tine alta, au făcut una, eu am anulat contravenția, și ca asta tot să trebuiască, dar și a să șer prin lege și judecătorul dacă a încălcat și trebuie să răspundere. Și plătească la stat, dar pe zi la fel. Cum așa, copilul nu? Articul 64 este din codul familiei, dacă acum ce a arătat. La mine fixă este așa articul. Fix aici, pentru că în plus care își curte supremă, un calcat 63, acolo scrie negru că copilul de la 10 ani are dreptul în judecat să expui părinte cu părinte din părinți, până la 10 ani rămâne cu părinte care e atașat. Și cum judecătorul și ieșiți, te spui cu mama. Cum aș ieșiți, te spui lui Sosa, tot așa l-aș copil de judecătorul, lui Sosa i-a spus tot cu mama. Și coincidență, și Sosa așa din căutare, și Sosa e pipă nouă de căutare. Tot până la și judecători, eu nu știu, niște judecători fani ca pastor, nu pot spune. Cum fac promoțări și au mulți în căutare. Și e sub capiurile ceagului, ați curată. Zeița justiției reprezentată cu balanța în mână și cu ochii legați. Deși... Pentru că nu ar trebui să se uite nici la unul, nici la altul, scântărească, dar probele. A putea, e că ei nu pot rola. Și-o dat, așa eu spus în judecată, că la Supremă au fost, cum la judecătorii și cum am, s-au fost în ăsta.
Și eu s-a început că plângi cu urmă, cum v-ați tot avocatul. Când voi veniți aici, eu am amenințat cu italian. El deschide fașa aici, eu am ajut o crefută, pe dânsa și gata, înțelegi? Așa ceva nu faci și judecătorii. Pentru că trebuie probe. N-are și eu, cum eu spus, lucrul asta nu e. E o treabă, judecătoarea asta, că eu dat ei copilul. Înțelegi? Și i-am spus, ei sunt primul așa, nu am spus. Dar sunt probe, o pot fi video și audio care a fost registrat. E o școală, deci nu m-am ajutat la ușă, nu am fost acolo. O școală și o treabă. Unii lucrează în Italia, așa că știu lucrurile pe ele. Ce-o? Pleacă, asta e probă, înțelegi? El lucrează în Italia... Asta ne-ai spus-o de multe ori și n-am înțeles ce importanță are în dosarul tău, dar te-o marcat. Pentru că judecătorul, e că n-asta trebuie să cântărească. Judecătorul trebuie să privadă, că dacă el a spus că lucrează în Italia, el să iei copilul și în Italia. E n-asta mai înțeleagă. Pleacă, asta trebuie să fie privăzut. De judecător, nu de mine, de om simplu. Adică trebuia să ia în considerație faptul că ea nu are un loc de lucru, de lucru în Moldova și că, de fapt, dacă obține custodie copilul, o să pleci cu el din țară. Da, dar de ce ar fi asta ilegal? Ce? Să pleci din țară. Pentru nici un judecător n-a să-i expui de copilul în altă țară. Nici mm-hmm. asta, încălcare cum era la... Înseamnă că presupui că i-au făcut asta din motive de corupție. Domnule, se mi dă judecătorul ăla cum era emblema la ăsta, pe flagul nostru la turc. Când am fost la domnul Andrei, judecat și cum era pe greu, la pe șede, semelună, așa, pe vârful la flagul. Am înțeles, avea o semelună pe bățul de la drapel. Ia, asta e încălcare, ori nu? Cam da, semelună n-are ce căuta pe drapelul lor. Iată, cum ți închipui un judecător să dai voie la părinte pe hotărâre, că să fie al stat? Și atâtea alte ilegalități se întâmplă pentru că nimeni nu reacționează. Categoric, judecătorul nu trebuie să dea, dacă numai el simte copilul, nu știu, categoric nu trebuie, pentru că fiecare stat e cointeresat, generația tânără se măie, dar nu se duc în alt stat și să rămâi și mie, că cum la noi am rămasat numai cu două, trei bani grușe, eu vă mai dă unul, uitam la aici, într-un sat a rămas, copilul ține să nască de aici. Absolut, în fiecare an dispare câte un sat. Iacă, tu mă, de atâta, asta e încălcare de lege, asta e prim. Dar asta nu înseamnă neapărat că oamenii pleacă din țară, unii pleacă la oraș, poate, pleacă în alt sat. Bun, lasă și la oraș, dar, de furt, cum eu o spun, dacă în cazul meu, e trebuie să de dat să fac, și nu, e categor să vezi, da. Cu încălcare fost, cu primul și judecătura, pune de pil, de dat nedreptate, încălcări nu se le văd, dar cu primul n-a văd, cum nu văd, și o anumat la apel. Pentru că, în primul rând, eu am scris cerere când schimb avocatul. Înțelegi? Hai nu mai povesti totul din nou despre procesele tale până la Curtea Supremă. Am vorbit deja de 100 de ori și acum iată de un ceas vorbim și vrei să înșec de la zero că e atacat în judecat, că e câștigat la apel și după aceea oricum ai pierdut la Curtea Supremă. Și îmi spui mie că legea, că decizia de la Curtea Supremă e ilegală când ea e definitivă și aș fost executată. Hai să lăsăm teoria dreptului elementar. Domnul Oleg, la prietenul meu a fost pe tot și ascultă cu mine că una, vezi să vă mulțumesc una, că dacă aici tot nu înțeleg. Eu am pe urmă la Supremă, Supremă odată, acum dacă sunt alta, îți dau la prima instanță, și că e la prima instanță, la prima instanță 4 ani în sede. Nu-i pierdut în cazul meu, la Supremă nu-i pierdut, pentru că așa lor se poate de anulat ce-a făcut Supremă, înțelegi? Ei sigur s-au expus și-o ascultă pe ei la mine, hotărâi unde s-o promptat, și jucători. O spus dacă sunt nou, la prima instanță... Da, nu-i definitiv, sigur, da. Copilul are cât are? 8 ani acum? Până la 18 ani, timp de 10 ani, puteți schimbați custodia copilul de la un părinte la altul de câteva ori. Ca par circumstanțe noi, probe noi, tot așa. Nu-i definitiv la Supremă. Asta și zic, da, că e despre custodia copilului. Așa și-a făcut. Și în baza la asta, dar și prima instanță, de câți ani este? De ce nu îi spune, se expune prima instanță? Obține altă decizie și du-te la executor și încearcă să o execuți, ea fiind în Italia. Domnule, eu, deși prima instanță nu-ți pronunță, pentru că eu am șerut la judecătoare. Păi de ce nu-ți pronunță? Asta e o problemă. Trebuie să insiști. Unul mi-a dus și de la psiholog, că copilul de cine e atașat, nu-ți pronunță, că e încălcare de lege. Advocatul nu așa și-a spus, da, că așa e. Ceaca, atâta timp. Odată judecătorul să aducă din Italia cine a ceartă copilul. Și tot mutesc, tot vârtesc, eu fac să anulez, să părere nu.
Posibil că Sigur, spune și el. greu, e dificil, tehnic. Trebuie să faci comisii rogatorii ca să comunici cu copilul din Italia și tot așa. Nu e ușor să comunici două sisteme judecătorești din două țări diferite. Una e Uniunea Europeană, alta e Uniunea Sovietică. Domnule, dar cât de ușor era să nu încalci atunci judecătorul și s-a făcut să respectat asta. Judecătorul trebuie să știi că el încalcă. Ce bine era dacă eram fericit. Judecătorul știe că încalcă asta, o nu știe. Poate că nu știe. Nu, cum nu știa? Dar și dacă se judecă cu oameni, că oameni faci poate condamnă și 25 de ani și se depitejează, că nu știe. Mai greșesc. Cer scuze. Domnule, știi că și dar judecătorul n-ar trebui să... Pentru că sărași oamenii și poate și depitejează. Da, dar îți dai seama că se judecă o grămadă de oameni și tot timpul spui cineva nemulțumit că nu ai făcut dreptate. Domnule, eu mă jur pe capul meu, îmi pun capul pe trunchi, dacă nu o luat pe bani. Credeți-mă. Cât timp n-ai probe, cât timp n-au fost prins în flagrantă, sunt judecători de treabă. Domnule, 4 ani de zile nu ne-am copilat așa de mine. Cine-i de vină? Eu? Mama. Ori fost? Mama. Mama copilului. Nu, nu. Putea mama fi tata dacă fugeai cu copilul și nu o lăsai pe ea să-l vadă. În cazul ăsta, ea e vinovat că nu lasă copilul să vadă. Pe domnule, eu o rugam pe telefon suni și nu suna. Și când înainte de mine acasă și suna și întreabă pe zice, Irina, tu știi cine ești eu, dar e zice că mama, zice că eu știu, tata i-a spus. Eu niciodată n-am ascuns copilul să nu știe cine e. Bravo. Niciodată n-am făcut, pentru că eu tot copilul aș memorizez când a scris pe mare, spune, dar tu special ești pe ei, așa e bun. Eu la asta m-am gândit deodată. Și așa și așa și așa știi nici. Pentru că n-ai trebuie, asta îl traumezi psihic copilul. Și că e și faci până acum, e traumează și handicapați de la noi, de judecătorie, nu văd asta, că copilul să știi, lasă așa, nu ești copilul. Nu jura de handicap, că nimeni nu-i scutie de chestia asta. Hai să vorbim ce vreau. Domnule, dar și dar eu sunt fericit că nu văd copilul, că așa trebuie, aici care e mare. Și dar ești deștept, nu ești dar proști, nu ești dar handicap, și ești tot deștept. Nu cum așa, domnule? Poate incompetenți, poate corupți, dar nu pomeni handicapul în cazul justiției. Domnule, 4 ani de zile am crescut copilul și aia copil de sâr. Bravo, 4 ani de zile acum nu-l văd, mă ascult, eu nu știu cum să-i spun, o luat și o ascult de mine, sunt de acord, e foarte grav. Sunt de acord, e foarte grav și că dosarul se întinde 4 ani în instanța de fond și că... Dosarul penal l-a ținut, l-a ținut și amul hop și l-a împiert și gata. Să vedem ce o să zică instanța. Să vedem ce o să zică instanța. Bine că ai dat de avocat mai bun, în care ai încredere. Așteptăm ce o să zică judecătorii. Tot la Florești examinează. Ar trebui că tot la Florești. Tot Florești, dar... Și după aceea curtea de acel Bălți, probabil. Eu aș fi mai deputată să recurs în judecătorie Florești, pentru că e prea tare implicat în cazul meu Florești. Eu deputată n-aș văd acolo, înțelegi? Dacă o să pot justifica, o să se mute, eu știu, la Șoldănești, la altă judecătorie. Domnule, ei nu mă trebuie să ia ca hotărârea la Curtea Europeană. Aici două cazuri, eu l-am văzut și în 2021 au fost în cum caz în parte, așa? Au fost două cazuri, în 2020 și 2021. Aici două cazuri, ești arată și ei a trebuit că dacă se pui că se dă înainte. Nu, nu e așa de simplu. Domnule, Sergiu, ținem legătura, vorbim prea mult. Mi s-a înfierbântat computerul așa cum și o să piardă înregistrarea asta și ai vorbit degeaba. O să mă întrebi unde e înregistrarea. Hai, să arăt. Noroc, numai bine.